Nicolae Dărăscu s-a născut acum 131 de ani, la 18 februarie 1883, în Giurgiu și a realizat picturi impresioniste și neoimpresioniste, recunoscute la nivel mondial. Picturile ating valori de câteva zeci de mii de euro. Din păcate, orașul în care s-a născut nu se poate bucura de aceste realizări pentru că niciuna dintre lucrările sale nu poate fi admirată de publicul giurgiuvean. Prin 1983, la cred că centenarul pictorului Nicolae Dărăscu, am fost profund impresionată pentru că pentru prima oară în viața mea am văzut un număr impresionant de lucrări expuse aici la Giurgiu, la Muzeul din Giurgiu. Și atunci au venit critici de artă importanți, a fost o conferință de presă, iar eu, venind din învățământ în cultură, am avut și m-a marcat foarte mult. Faptul că Nicolae Dărăscu s-a născut la malul Dunării a făcut ca fluviul să fie principala sursă de inspirație pentru lucrările sale. A studiat la Școala Națională de Arte din București, apoi obține o bursă la Paris, unde își îmbogățește experiența, călătorește prin Europa și este atras de zone care au legătură cu apa, cum ar fi Saint-Tropez sau Veneția. Dar este atras și de Dobrogea, în mod special de Balcic. Fiecare loc pe unde a umblat l-a inspirat să creeze picturi acvatice. În 1917, împreună cu alți artiști, pune bazele Asociației Arta Română, la Iași. Printre cele mai valoroase picturi ale sale, remarcăm Cimitirul Tătărăsc, care are un preț de pornire de la 22.000 de euro. În prezent, lucrările sale sunt expuse în muzee din toată lumea.